Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Sunt Ioan Hamza și așa cum v-am mai spus și data trecută, această emisiune este dedicată nu numai fotbalului, deși mulți ar dori acest lucru, ea este dedicată tuturor disciplinelor sportive, mai ales cele de performanță, care își au activitatea aici în Arad. Și pentru că la prima emisiune a fost Laszlo Balint, UTA este, să zicem, pe primul loc. Foarte bine știți că mulți ani la rând basketul a fost totdeauna capitala basketului din România. După 30 de ani de activitate, după 270 de selecții în lotul național, după ce a fost desemnată basketbalista secolului, basketbalista decenului 2010-2020, am invitat-o astăzi la noi în emisiune pe nimeni alta decât pe cea care a fost, care îi spunem noi, minunea basketului românesc, Monica Broșovski. Bună, bine ai venit, Monica! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Și alături de ea, n-am vrut să-i despart, este frumosul ei fiu, Alexander. Bună seara, Alexander! Bună seara, mă bucur să fiu aici! Când l-am cunoscut, era de o jumătate de metru, acum e mai mare decât Monica. Timpul tace și trece. Da, emisiunea este în direct. Dumneavoastră, stimați iubitori ai basketului, puteți să puneți întrebări în direct pe Facebook, prin SMS-uri. Și prima întrebare pe care aș dori să o pun Monica este: de ce a ales basketul? Pentru că la motricitatea și la calitățile pe care le are, ar fi putut alege orice alt sport, de exemplu gimnastică, înot, atletism, handbal, basket și așa mai departe, volei. Monica? Da, în primul rând poate pot să spun că din întâmplare, pentru că eu, de fapt și de drept, am început cu gimnastica. Aveam 4 ani jumate, 5 ani. Ai mei au fost de concepția, ideea, m-au susținut mereu și m-au încurajat să fac sport, mișcare. Nu neapărat un sport anume. Să încerc mai multe sporturi, probabil, și unde îmi place, care îmi place mai mult, să aleg și să rămân. Mai puțin te întrerup, pentru că vreau să spun celor care nu știu faptul că ambii părinți au făcut sport, mama ta a făcut volei, chiar dacă nu de performanță, dar a fost în echipa școlii mulți ani, liceului pedagogic Arad, iar pe Johnny Broșovski îl știe toată lumea. Toată lumea. Te rog să mă scuzi. Nu, nicio problemă. Și probabil că și gena, pentru că foarte mulți mi-au spus că am fost polisportivă, deci am început cu gimnastică, unde într-adevăr am participat și la concursuri și mi s-a spus că am talent. La școală am fost și în echipa handbalului, deci am făcut și handbal. Pot să spun că am cochetat și cu voleiul, tenisul, nu știu acum execuția corectă și așa, dar părerea mea că mă pricep cât de cât. Și la basket, pur și simplu, doamna profesoară Șimădan a fost cu selecția prin școli și am ridicat mâna. Efectiv, ne-a întrebat cine vrea să facă basket și am ridicat mâna. Ce am și m-am dus acasă, da, și am spus că eu vreau să fac și basket. Păi cum, că deja faci gimnastică, mai ales mama. Păi, la care tata? Las-o să meargă și vedem. Dar cum, că deja gimnastică face de atât timp și serios. Și așa am ajuns la basket și, într-adevăr, mi-a plăcut mai mult. Dacă pe vremea ta fotbalul feminin era așa de dezvoltat cum este acum, prindea așa o amploare, ai fi ales fotbalul? Sau Johnny te-ar fi obligat Cred să alegi fotbalul? M-ar fi influențat. Ai jucat fotbal vreodată? Am jucat și fotbal. Și? Le ai? Pot să fac duble? Eu zic că cam da. Da. Deci Johnny n-a insistat. Nu sunt afană, dar nici nu pot să spun că am talent. Johnny, tatăl tău, n-a insistat pe o anumită disciplină sportivă ca să... Nu. Deci întotdeauna părinții mei m-au susținut și au fost alături de mine și m-au lăsat să aleg. Nu m-au forțat în nimic. M-au îndrumat, mi-au dat păreri, mi-au spus ce e bine, ce e rău și m-au lăsat să aleg eu. Bun. Alexander, da. Să nu te plictisezi, să nu adormezi în noi, te rog să te prezinti și tu, unde faci școală, câți ani ai, dacă iubești sportul și așa mai departe. Încă am 13 ani, dar în 19 noiembrie voi face 14.
Merg la liceul Adam Müller Guttenbrunn, german. Sunt în clasa 8-a. Mergi des la liceul ăsta. De 5 ori pe săptămână. Acum probabil mai puțin, pentru că face și online, mă gândesc. Nu, pentru că suntem foarte puțini în clasă și fiind puțini... Spațiu mare. Da, mergem în fiecare zi la școală, da, ca și în zilele normale. Din clasa 1 ești acolo? Din clasa pregătitoare sunt la liceul german, dar de la grădiniță am fost pe germană, pe clasă germană. Deci poți să vorbești, că eu comunica, nu înțelegem ce vorbești, dacă vorbești germană. Ba, eu înțeleg. Cum înțelegi? Da. Sportul, pentru că suntem la emisiune sportivă. Da. Îți place să te uiți? Îmi place. Nu. Am început primarul cu fotbalul. După m-am lăsat o perioadă destul de lungă de timp de sport și până pe la vreo 6 ani eu credeam că basketul e de femei. Adică niciun băiat n-ar trebui să facă basket. Până am mers la basket și a început să-mi placă. Mămica, nu s-a spus că există basket și pentru bărbați? Ba da, dar așa a avut el. Ca și fotbalul. Venind la mine la meciul. Trebuie să spun ceva. Când eram, mă scuz și pe mine că te întrerup. Când eram student la Facultatea de Educație Fizică și Sport, făceam și basket. Era obligatoriu să facem. Acolo numai în poartă stăteam. Eram portar. Stăteam sub panoul meu. Dacă prindea mingea bine, dacă nu, dar nu mi-a plăcut niciodată sau nici nu aveam aptitudini fizice pentru așa ceva. Acum îmi place foarte mult să joc ping-pong, dar nu de performanță. Sunt în echipa școlii. Am făcut și tenis, în not. Na, să învăț să not ca și orice copil. Am făcut și karate, foarte multe sporturi, dar singurul de care m-am ținut a fost basketul și fotbalul la început, dar basketul cel mai mult. Și spune cine te-a învățat notul, l-a învățat verișorul meu. După părerea mea este Atila primul Brușovski. Sport care trebuie să facă. Și, păi, l-a învățat foarte bine. Unchiul tău, nu? Atila. Da. Apropo, unde e Atila acum? Tot la Timișoara? La Timișoara a fost, da. Manager la echipa de rugby. Este și acum. Nu mai este acum. Bun. Și de performanță niciun sport? N-ai de gând? Basket acum, da. Este o mică problemă pentru că noi suntem la U16. La basket nu este mică. Mare, foarte mare. Este o problemă pentru că noi suntem la basket la U16 și 3 sferi din echipă sunt U15. Și este greu pentru cei de 2006 să joace cum joacă un copil de 2005 care are 2 metri și 100 kg. Adică sunt foarte duri cei de 2005 din echipa adversă și e foarte greu pentru noi. Deci la ei contează și 6 luni. Diferență e diferență și să mai dezvoltați. Trebuie să tragem mai mult de noi. Da. Și el e născut în 2006, în noiembrie, la sfârșit, deci încă un an, să zic. Cine e născut în 2006, în ianuarie, februarie, aproape cu un an, nu? Da. Mai mare ca el. Iar diferență mare. Puștule. Uite, ne scrie deja un... telespectator, Sabin Chira din Micălaca, știu că acolo locuiește, îl cunosc. Felicitări Monie pentru întreaga carieră. De ce crezi că nu mai apare o nouă Monica Brușovski în basketul românesc? Nu mai se nasc talente? Sistemul de selecție? Sau nu mai avem oameni care să descopere talente? Sau sistemul școlar care nu încurajează basketul? Sau toate la un loc? Da, în primul rând îl salutăm, da, mulțumesc pentru aprecieri, pentru cuvintele frumoase. De ce nu? Părerea mea că trebuie încurajat sportul și nu atât dacă nu se nasc talente sau nu facem selecția, cât părerea mea că nu se mai lucrează nici la educație fizică în școli. Și tineretul în ziua de astăzi, dacă nu îl motivăm puțin și nu știu cum l-am putea motiva, probabil părinții care au făcut sport și așa important, își dau seama cât de importantă este mișcarea, nu neapărat sportul de performanță, dar mișcarea. Am văzut foarte mulți tineri și generația în ziua de astăzi sunt foarte sedentari. Preferă Xbox, preferă jocuri la calculator, da. Telefoane. Da, pe vremea mea nu erau
lucrurile. Nu era tehnologia asta și normal că evadam și scăpam și vroiam să facem sport. E un paradox, când pe vremea ta erau foarte puține școli dotate cu panouri de basket și cu teren de basket. Acum toate școlile au panouri de basket și teren de basket, dar nu se mai știu, practică. Și pe vremea mea era o luptă, toată lumea vrea să facă sport. Probabil și ideea că făcând un sport puteai să mai vizitezi, să mai vezi o țară, că puteai să ieși din străinătate. Nu cred că gândeau copiii la vârsta lor la așa ceva. Eu zic că profesorii nu sunt pregătiți, specialiști. Da. Numai doamna Poitec, cum a fost, surorile Poitec, au fost numai pe basket, nu? Și ceilalți profesori pe care ai avut-o, antrenori de basket, nu? Acum nu mai sunt. Eu vorbesc din prisma mea, într-adevăr nu gândeam la 7-8 ani, dar când am ajuns să fiu la lotul național și când am văzut că pot să vizitez alte țări străine, și asta conta, să știți. Da, am fost împreună, parcă la Ruzomberoc, nu? Da. Și la Cavadarci, de Cavadarci nu-ți mai aduce aminte. La Cavadarci. Da, la Ruzomberoc. La Ruzomberoc a fost o experiență destul de... urâtă, pentru nu că... Nu vorbim de asta. Nu vorbim de rezultate. Da. Vorbim că atunci am debutat eu ca și comentator, eram la Intersat și prietenul meu, Florin Coita, care era mai versat puțin în comentarii, mă inelu zice, hai, comentează și tu meciul așa, nu-l dai, îl regizezi, dar nu-l dai pe post. Și când a aruncat o aruncare de 3 puncte, am scris aruncare de la 3 metri, am spus. Aruncare da, de la 3 metri, da, păi orice început, nu? Gol! Până ne obișnuim, corect, da. A fost foarte interesant. Apropo... Oricum, deplasările sunt cele mai frumoase. Da, și ați avut destule echipă, atunci. Și sportul, ați avut destule. Da. Și datorită celor care au sponsorizat și au condus destinele clubului, l-amintesc pe Stelean Văduva, care a fost, ne-a primit pe toți ziariștii care am vrut să mergem cu ei. Da, el a fost sufletul echipei, era cu tot. Cine mai era? Domnul Faur, nu? Cu glumele, domnul Faur a fost foarte mult la noi la echipă, da, sponsor și, de fapt, el ne-a lansat, pot să spun așa, basketul în România, că de acolo a început, de la el. Da, uite, ne mai scrie domnul Nelu Iovescu, respect Monica Broșovski, Bogdan Drecin, bună seara, o întrebare pentru Monica, are de gând să se implice în viața sportului arădean și implicit în cel al basketului arădean? Bună seara tuturor, da. Da, eu am cochetat și chiar până să mă las am avut grupe de copii la Academia Broșovski și acum să vedem, să treacă pandemia asta, de fapt a trecut, să reluăm încet încet, pentru că nu se știe sigur, eu văd și acum nu știu ce reguli vor fi, cum va începe campionatul basket, am înțeles că vor să facă în sistem turneu, nu tur-retur deocamdată, deci încă e incert, nu se știe încă nimic. Se bâlbuie și la fotbal, da, pe la celelalte da, sporturi. Și în primul rând că acum, da, pe timpul verii și ca și dovadă că ei fac antrenamente pe slavici, se poate face încă afară, dar va veni toamna, iarna și trebuie intrat în sală. Și dacă sunt regulile de rigoare, că am înțeles acum niște exerciții poți să faci, fiecare cu mingea lui, n-ai voie contact, n-ai voie pase, deci e foarte... Da, acum este... Cu mască nu se poate juca. N-am crezut, deci dacă îmi spunea cineva că vom trăi asemenea vremuri, nu, viața bate filmul. Bun, care a fost debutul tău în basketul de performanță, Monica? Debutul meu a fost la 16 ani jumate, 17 ani la Constructori atunci. De echipa deci, de juniori sau? Nu, la senioare. La 16 ani? Da, 16 ani jumate, aproape 17 ani, da. Și de atunci sunt în echipa de senioare și practic basketul, sunt o profesionistă, de fapt am fost. N-a fost puțin. Nu a fost puțin deloc. Multă lume m-a întrebat cum am avut multe echipe la care... Nu îmi amintești la câteva echipe la care ai participat? Da, sigur. Deci am început la Arad, normal, niciodată nu se uită și probabil că și de unde pleci revii mereu. Următoarea mea echipă după Arad a fost Mișcolț, unde am fost din 98 până în 2004. 6 ani de zile. În 2004 am prins un contract de un sezon în Las Palmas, Spania.
De acolo am revenit la Târgoviște, unde am jucat până în 2009. Da, și în 2009 Târgoviște a avut ceva probleme, nici n-am mai fost, anul acela n-am mai fost în divizia și marea majoritate a fetelor care am jucat, Arisa Toma, Olga Tămârgeanu, Elena Dincă, ne-a mutat toate la Sfântul Gheorghe și acolo am jucat un sezon și am câștigat Cupa României și vicecampioane, ne-a bătut Arad în finală. Și de la... m-am dus înapoi la Târgoviște în 2010. S-a reluat activitatea? Unde am câștigat campionatul, da, și din 2011 am revenit la Arad. Și am jucat până în 2010, de fapt. Până în 2013. Și la Timișoara ai fost într-o echipă, nu? Și la Timișoara am fost, da. Da. Ultima. Ultima. De acolo a fost și meciul de retragere. Da. Îți pare rău că... Cam ăsta a fost parcursul meu. Îți pare rău că n-ai făcut meciul de retragere aici în Radea și ți s-a promis? Nu mi s-a promis nimic. Am așa un regret, pentru că normal, fiecare am citit o declarație a lui Marcel Urban, mai de mult, nu știu, pe internet, cum că v-au promis că se va face un meci de retragere unde vor juca și, adică alături de tine și altele care s-au retras din timp. A, da, a fost vorba că da. Se fac, da, exact, cu jucătoarele din străinătate și da. Am crezut că mie mi s-a promis, nu, și mie personal nu. A făcut el o declarație. Da, așa, da, în mare a fost vorba să se țină așa. Acum, cum să vă zic, niciun sportiv nu-și cere meciul de retragere. Nu cerșește și nici eu. Deci să ne înțelegem, Doamne ferește, departe de mine gândul și nici de... Efectiv, cei de la Timișoara... au simțit că... Mi-au apreciat toată cariera mea ca jucătoare și ca tot. Nu le-au venit să creadă. Nu plâng. În primul rând că nu le-au venit să creadă că am acceptat să-i ajut și să joc la ei și a fost... cireașa de pe tort, să zic. Ei mi-au propus. În primul rând, că prima dată n-am vrut, am zis nu. Și pe urmă a zis, da, Moni, de ce nu? Dacă noi îți oferim și da, e meritul tău... Atmosfera ca în meciurile alea de mult la Arad, am găsit undeva în sala de sport, cum a fost... Eu am la Mișcolți, sincer. În promoția pe care, în promovarea pe care am făcut-o la această emisiune, am scris că în acei ani sala de sport a fost considerată catedrala celor care iubesc fotbalul. Nu mergeau la biserică, veneau la basket. Da. Și țin minte că s-au jucat meciuri. Și eu țin minte că lumea a rămas afară. Lumea a rămas afară. Stăteau și pe scări. Pentru că atunci încăpeau mai mulți. Acum au băgat scaune, dar atunci erau băncile încăpeau mult mai mulți oameni. Haideți să mai citim ceva de la telespectatori. Turi Gabor Petru, care este un înfocat susținător și al salut, îl cunosc. Să nu uităm victoria împotriva celor de la U Arad, acasă, Anaconda, Cluj-Napoca, deveneam campioni României. Da. Sau Cristina Adriana Lorenz, o familie, familia Lorenz, care este dedicată și pe ei, știu, da, la Madrid pentru băiatul vostru, Cristina. Felicitări pentru întreaga carieră, minunii noastre blonde. Mă bucur, domnule Hamza, că nu ai uitat de vremurile bune ale basketului și ai invitat-o pe Moni. Merita Cristina. Și eu mulțumesc lucru. Mult pentru aprecieri, Cristina. Turi Gabor Petru, o întrebare. Cine ți-a marcat cariera? Respect, Moni. Bogdan Dreci, vreau pe această cale să-i mulțumesc, Monica, pentru rezultatele aduse basketului arădean. Vă mulțumesc mult pentru... Deci cine ți-a marcat cariera? Adică nu știu ce vrea să întrebe. Dacă ai avut vreun idol, știi cum ne-a... Eu am avut, da, Michael Jordan. Normal, la femeie vorbesc. Nu. Ei, urmăreai meciurile lui Michael? Da. Păi nu dormeam cum fac ei, tineret, acum eu nu mă trezeam, nu dormeam nopțile să urmăresc NBA atunci, era Chicago Bulls, echipa spartară și acum a apărut un serial și l-am văzut, super tare, recomand. Bun, pe timpurile acelea erați atât tu cât și Diana Ciupe, erați liderii echipei, dintre lipa, toate erați, că jucați bine, dar voi două, ea tehnică și arțăgoasă, tu
tehnică arțegoasă, înaltă și de toate. Și amândouă și rapide, da. Te-ai înțeles bine cu Diana? Da, bine. Și chiar vreau să mai adaug că și ea a făcut alte sporturi, a făcut și judo și ea pot să zic că era super talentată probabil în orice sport care îl practica. Acum unde este? În Germania, la Wasserburg. Căsătorită? S-a stabilit, căsătorit, are o fetiță. Basketbalistă? Da, a cochetat, am văzut că avea poze, face și judo. E normal, nu? Amândoi părinți sunt judocari. Care era atmosfera atunci când erați voi în echipă? La noi, la fotbal, aveam prieteni mai apropiați, aveam alții de care făceam mișto, dar totuși eram o echipă până la urmă. La voi, la basket, între fete, tot așa era atmosfera? Foarte bună. Mai ales în deplasări, repet, noi nu aveam telefoane, nu aveam, normal că trebuia să jucăm, ba un remi, ba o cruce. Jucați și voi, nu? Da. Sau râdeam, ziceam bancuri, glume. Acum am fost chiar cu ei la un turneu mini-basket. Normal că mai vorbeau toți. Și se distrau, dar până să plecăm, chiar am și o poză, cred că toți erau cu nasul în telefon. În trupa aia de atunci, poți să ne mai spui câteva nume? Eu am uitat că nu prea sunt. Prima trupă, în 94, când am ieșit noi campionate cu Clujul, păi erau surorile Nițulescu, Carmen Astor, Angelica Dubceag, Lorena Filimon, Mandache, nu? Andra era micuță, nu a fost în echipa aia, n-a fost. Puțin, Melinda Metzger. Am o problemă cu curentul, cred că nu este curent în aici la calculator, dar poți să spui. Melinda Metzger. Și mai vreau și că acum este profesoară de sport foarte înaltă, la școala generală 8, mai rețin cum o cheamă. Da, cred Maghiar că și era. Fost. Ani Buruj. Ani Buruj, da. Și Ani Buruj, da. Bianca Drăguș. Dacă, dacă acum în această perioadă cineva, adică te-ar pune să alegi un alt sport, te alege sau tot basketul le alege? Să vă zic un secret. Te solicită basketul. Să vă zic un secret. Da. Sportul meu preferat și la ora actuală este gimnastica. S-o privești. Ups, s-o privesc. Dar probabil că da, n-a schimbat nimic, aș alege tot basketul. Ai avut mobilitate la înălțimea asta? Pentru că nu ai... Dar nu, eu am fost micuță, eu am avut o perioadă când am crescut și pot să spun că la basket, chiar și ultimii ani, da, ok, pentru societate sunt destul de înaltă, 1,75, părerea mea, dar la basket nu eram printre cele mici. Cum e? Nici Jori nu era așa înalt, nici nu, Ana nu e așa. Tati cred că 1,78. 1,78 a avut, deci, da. Bun, Adrian, nu știu cine este, salutări Monica și lui Alex. Ne îl salut, este o... Îl cunoști, da? Cu asemenea prieten, jucătoare bun. Care a jucat atâția ani în basketul de performanță. Este un simbol al Aradului. Felicitări pentru invitația făcută în această seară, care este o surpriză plăcută. Nu-i surpriză că am anunțat-o deja de vreo 3 zile. Oricum, mulțumim mult pentru cuvinte. Așa. Din nou, Turi Gabor, Moni, rămâi o legendă în viață pentru noi, precum Johnny pentru UTA. Mulțumim! Doctorul Zeno Moldovan, o salut pe celebra sportivă arădeană care m-a încântat de atâtea ori, fiica lui Johnny, un om pe care efectiv l-am iubit. Monica este pentru mine maestru emerit la basket, numai pentru dumneavoastră, domnul mulțumim Zeno. Pentru... Iar Andrei, vă mulțumesc. Din, cel mai mic din familia Șerban, știi ce îmi scrie? Hala Madrid! Hala Madrid! Bun. Te rog să spui dacă ai câștigat mult din basket. Mă refer la bani, nu la sănătate, ca acolo. Nu aș putea să dau un număr, dar am avut... Dar nu trebuie să dai un număr. Da, de-aia zic. Am avut apartament la Mișcolț, mi-am luat, am mașină. A proprietatea ta. Da, proprietatea mea. Mi-am luat aici. Chiar vrem, sunt în renovare, vrem să ne mutăm la Samantha. Acum ce lucrezi, Monica? Sau e o întrebare care nu trebuia să ți-o pun? Ba da, nu. Deocamdată nu am, pentru că v-am zis, am avut grupă și mă gândesc să iau grupă de copii să încep, dar deocamdată nimic.
ai pregătirea pentru a antrena? Ai... Am un carnet de antrenor și da. Și am facultatea de sport. Ai facultatea de sport, da. Tu ce vrei să te faci, Alex? Sincer... Păi sincer, nu? Aș continua cu basketul, dar mă ține, mă tentează foarte mult să mă fac arhitect. Mi se pare o meserie în care câștigi destul de bine, nu este foarte solicitantă. Și mai ales că, avem în familie... Ce? Arhitect. Bunicul soțului... Am înțeles. Nu bunicul, tata soțului sau bunicul soțului. Bunicul soțului a fost arhitect. Auzi, poate s-o mai vrei... Dumnezeu să-l ierte și... Ba, mai vrei să schimbi ceva la cum arată stadionul Francis Neumann? Ai vreo idee? Arată foarte bine, dar atura foarte mult să se construiască. Știi că un lucru bun se construiește, dar aici nu prea se potrivește. Cred că nu și-au ales oamenii buni primăria care se construiască. Da, de, după părerea dar poate mea, a meritat așa, dacă e frumos. Cele mai frumoase stadioane din... Tot ce e nou este frumos ales. Și asta e drept, dar chiar e. Da, dar, de exemplu, Național Arena. N-are nimic ieșit din comun. Este mare, dar... Da. Stadionul ăsta e frumos. E dar știi că la un stadion de fotbal, în primul rând, trebuie gazonul să fie calm. Am înțeles că e foarte bun. Da, dar la sunt început, și cărcotași care... La început erau vorbe și povești că n-ar fi bun gazonul. Păi și Alex a fost mic la început și uite ce mare a crescut. Corect. Și prietena ta te lasă să faci basket. Din fericire sau din păcate nu am o prietenă. Ce frumos prietena ta e mami. Și zi, da, mă lasă. Din fericire sau din păcate. Da, frumos, da. Da, dar e mai târziu, nu? Să ai de gând, nu te lași așa curtat. Bun. Monica, deci numai, nu te-ai îmbogățit foarte tare după ce ai fost și declarată basketbalista secolului. Nu știu, iar secolului, decenului 2010. Pe vremea aia, în primul rând, cine ți-a dat acest... Nu se câștigau atâția bani. Dacă prindeam perioada asta care este acum... Acum la ICIM se câștigă bun, face basket. Nu știu dacă la ICIM, vorbesc în general, au crescut piața salariilor și chiar și în sport a crescut. Te recunosc că nu mai prea știu nimica de echipa de astăzi, au multe străine atunci și aveați voie să aduceți străini. Poate și ăsta e un motiv ca basketul românesc s-a ridicat atunci, nu? Da, și au fost jucătoare mai multe autohtone, da, corect. La națională cum era atmosfera? La națională, bine. Ne înțelegeam bine. Cum ai primit prima invitație la națională? Efectiv. Cine te-a anunțat? M-a convocat la Cluj. De la federație. Ai primit o telegramă acasă sau la club? La club. Da, iar ne scrie Turi Gabor, este pe fază tot timpul. Alex, să nu te bate mami. Nu. Așa, ce vremuri bune, ce echipă. Noi am fost la Cluj în acel meci decisiv. Zoran urla, eu și restul stăteam interziși. Dar mi-aduc aminte de... Și eu mi-aduc, n-avem cum să uităm. Și mai ales la întoarcere ne-au așteptat toți suporterii. Noi am venit cu autocarul. Nu știu de ce nu pe Zoran pe direct, pentru că mi-a promis că va intra. Și am cântat și alea. Sunt momente care nu se pot uita. Și s-a băut șampanie. Da. Bun. Ce planuri ai de viitor, Moni? Sau și aici ești ca și... Niciodată nu coincid. Nu obișnuiesc să fac așa planuri chiar pe viitor, că nu, planurile de acasă nu coincid cu cele din... În primul rând, atenția mea acum este asupra lui Alex, pentru că atâta timp cât am jucat, nu pot să zic că n-am fost lângă el și așa, dar mai pierdut și eu momente din viața lui. Sau... Îți pare rău de un moment pe care l-ai pierdut din copilăria ta? Din copilăria mea? Sincer, da. Singurul lucru, pentru că am fost cu lotul național, la mare eram cazate, cantonate și
am vorbit, l-am rugat pe antrenorul federal să ne lase, pentru că era banchetul și terminarea clasei a 12-a. Deci eu n-am prins ora de ultima de dirigenție, Gaudeamus, petrecerea, n-am fost, nu le-am prins. Poate e singurul trebuie moment, că sunt, trebuie sacrificii, da. Nu zic nu și nimic nu este ușor, totul se câștigă prin muncă și, dar parcă sunt momente care sunt inedite, nu le mai întâlnești în viață și dacă pleacă trenul, a doua oră nu mai vine în gară. Dacă ai viteză, poți să-l prinzi. Da, nu? De exemplu, cu petrecerea de-a 12-a, da. Ultima oră de dirigenție. Da. Monie, țin minte, când jucam la vagonul, casa lui Johnny era pe afinelor. Pe afinelor, era lângă stadion. Da. Și tu și cu Otila erați așa doi puști, aveați fiecare mini-bicicletă, dar mini-bicicletă. Păi 9 zile între noi. Eu sunt mai mare cu 9 zile că trecea ca vântul Otila pe lângă, pe lângă mea. See you, Hamza! Era când avea 5 ani, 4 ani avea. Și avea un păr crez. See you, Hamza! See you, Hamza! Da. Deci el nu mai se ocupă cu... dar te înțelegi cu el, nu sunteți certați, nu? Nu. Polo nu mai face, nu? A făcut polo de performanță la... Da, da, la... AMFA-i, da, vagon. Și nimic nu se mai ocupă nici la Timișoara. Nu mai are echipă Timișoara sau nu s-au înțeles? Nu s-au înțeles cu nu, s-au mai înțeles cu ei. El și el avea o personalitate și are, și acum mă gândesc, puternică, exact ca și Unchiuso, ca și Johnny. Da, și când lumea nu te apreciază, celălalt la valoarea muncii care o depui, celălalt, e normal să... Celălalt frate al lui Johnny mai are copii? Sau mai ai verișori? Da, partea. Da, Otila mai are o soră, Andreea. Nu face sport, nu? Mea. A făcut și ea judo, cum nu, da. Acum nu, nu. Bun. Despre ce să mai vorbim, Monica? În 2018 te-ai retras. Da. De ce tocmai Timișoara ți-a organizat acest mes de retragere? Sau cum te-ai simțit? Te-ai simțit... Nu te-ai simțit împlinită, nu? După părerea mea, dacă nu Aradu sau... Nu, la început mi s-a părut ciudată propunerea, cum am mai zis. Parcă nu vroiam să o accept, dar pe urmă, cum am zis, niciun jucător nu cerșește după retragere, dar când i se oferă, ipocrită să fiu să spun că nu mi-a făcut plăcere sau nu am fost onorată. Că... mi s-a propus să facă un meci de retragere. În ce a constat acel meci? Un meci așa normal? Un meci ca și perioadă de timp. Da, am invitat cam aproape toate jucătoarele cu care am fost eu colegă și cu care am jucat. Am chemat-o și pe Diana Ciupe, din păcate n-am putut să vină. Trebuia să le aduni. Eu le-am făcut o invitație, da. Da. Diana Ciupe parcă a făcut și judo, dacă da, bine țin da, minte, nu? Da, a fost și campioană exact, da, de performanță, da, da. A făcut. Asta nu-ți plac, nu? De contact. Mie? Sporturile de contact. Nu. Nu? Nu te-ai bătut niciodată, nici pe teren? Niciodată nu am bătut. De plâns? Poate și așa, da, da. De plâns, am văzut că ai plâns. Am plâns. Dar de ambiție și de... Cine nu plânge? Și de ambiție, și de necaz, și de bucurie. Ai vreun meci care nu poți să-l uiți? Pentru satisfacția pe care, sau pentru ghinionul pe care l-ați avut? Pe care l-am avut, așa anume. Da. Păi pot să zic că și acela de la Ruzomberok, unde atunci erau printre primele meciuri care le jucam noi în Cupa Lineana, Ronchetti era pe și atunci. Și să primeam bune atunci pentru, nu? Pentru calificare. Da, sponsorul de la echipă, da, dar nu atâta cât acasă echipa Ruzomberok se știa, era campioană și au jucat și în Euroleague atâta timp și le-am bătut acasă cu 24 de puncte și am pierdut acolo cu 26 din păcate. La două puncte nu am și 24 de puncte și acum este destul de mult, dar pe vremea mea era foarte mult în basket și se recupera greu. Meciul care ți-a dus satisfacție cea mai mare, dar cea mai, una dintre cele mai mari. Cam prima cupă de campioană în 94, când am eliminat Clujul. Cât seria. De 4 ori a fost campioană sau de, da, de 4 ori și... Corect. Și, tu ai fost și de 3 ori cu Târgoviște. De 3 ori cu Târgoviște. 7 ani, da.
te plictisi de atâta. Deci meciul ăla, pentru că a fost și primul meu titlu de campioană la senioară, 94, nimeni nu ne dădea șansă, am și întrerupt seria Clujului, care au câștigat de 10 ori la rând, era al 11-lea. Deci a fost ceva wow. Primul și ultimul. Am scrie Turi Gabor, eu sunt de foarte volubil azi. Nebunul frumos de Zoran Arsenov a făcut o galerie în jurul echipei. Eram nebun alături de Cim. Acum, Turi, cred că ești nebun alături de Uta, am văzut eu. Voi pe parchet, noi în tribună, era spectacol în polivalente. Romulus Ar, salutări tuturor. A avut Moni vreodată oferta de la Cluj în perioada lor de glorie? Da. De foarte multe ori. Prin intermediul clubului s-au venit direct la tine și ți-au propus? Direct la mine. Și? Mai ales de la domnul antrenor care era Pop Horea, pe care îl iubesc și l-am respectat enorm și respect, dar vorbind de basket, a fost unul dintre cei mai buni antrenori. L-am prins și la lot. Și el mi-a propus de foarte multe ori. Poți să enumeri câțiva antrenori pe care ai avut aici la Arad, începând cu... Cum să nu? Pe tot, da. Deci m-a selectat domnul profesor Șimândan. Pe urmă am trecut la domn profesor Constantin Vinci. Care tot dacă timpul se uită, îl salut, primul. Da. Chiar o altă febleță de-a mea, da. Domnul Prică, care din nou și-a pus amprenta. A fost perioada când m-a ajutat cel mai mult și foarte mult, că atunci când a murit tata, el a fost antrenorul meu și m-a ajutat să depășesc momentul și a tras de mine, pentru că eu n-am... În momentul acela am vrut să mă las de școală, de basket. Să trecem de, peste ea. Să trecem peste, da? Da? Să explic. Am înțeles. Așa. Și l-am prins și pe domn profesor Moraru. Era un antrenor și din Israel aici, l-ai prins și pe... Da. Sau era la băieți. Din Israel? Ba nu, da, era unul din Israel. Știu că avea locuia pe Dâmbovițe, avea casă. Nu l-am prins. Plate că a fost plecată. Și dintre ei, cine? Domnul antrenor Mandache. Apropo de fata și băiatul lui Mandache, mai joacă basket? Da, da. Andrei la Sfântul Gheorghe și Andrei a rămas la Steaua. De, cred că are vreo aproape de 30 și Andreea, nu? Andra, da. Andra, nu știu dacă nu are 37 sau 38. Și mai joacă. O salutăm dacă cumva se uite, dar... Păi și eu am avut 44 cu 2 ani. Și am jucat. Enervant de tinerea. Da. Paul Păcurar, te rog frumos să-i saluți pe Alex și pe Moni. Din partea mea, mulțumesc mult, Paul Păcurar. Și noi te salutăm, Paul. Așa. Iar vine Turi Gabășe. U Arad, acasă, Anaconda, Cluj, acolo am câștigat primul titlu. Universitatea Arad cu... AXA Anaconda Cluj, așa se numea, AXA Anaconda Cluj. Eu în 94 am câștigat primul titlu, Arad, nu știu dacă mai luat vreun titlu, până atunci și în deplasare la Cluj am fost. Da, mă rog, asta a fost. Moni, dacă mai ai ceva să transmiți tinerilor care se uită la noi sau se vor uita când va fi redată emisiunea? În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și aprecierile care mi le-au adresat în seara asta. Tuturor tinerilor îi încurajez să facă sport și mișcare, chiar dacă nu ajung să facă de performanță, dar este foarte importantă mișcarea și sportul în general. Și le transmit multă sănătate, să fie încrezători și perseverenți, pentru că dacă ne dăm la o parte la prima greutate și nu încercăm din nou și nu o ducem mai departe. Am o vorbă a mea preferată: când nu mai poți, mai poți puțin. Foarte frumos. De ce crezi că în Arad au dispărut atâtea, mai ales sporturile de echipă? A dispărut handbalul, voleiul, basketul mai ține echipa feminină atât, dar basketul masculin. Nu știu ce să spun, dar va fi foarte greu, pentru că... Nu mai vorbesc de atletism. Din ce am auzit... din cauza pandemiei, nu știu dacă foarte multe, dar deja jucătoare s-au lăsat de basket și probabil că se vor mai și lăsa.
De la ICIM? Nu știu dacă de la ICIM, probabil că poate și de la ICIM, dar așa în general. Bun, dar nu prea am strălucit nici înaintea pandemiei cu handbal, de mult a dispărut handbalul și volei. Da, e bine, eu am vorbit din prisma basketului, că deci chiar nu mai știu care este, dar treabă bună face Adriana Inoan. Are club și îmi place, și de Bediman, fotbal, și Bediman. Felicitări, deci chiar super. Ne corectează Adrian. Andra Mandachi e născută în 1981. Deci are? 39. Da. Deci poate să-mi dea un suc, că am făcut-o mai tânără cu un an, doi. Da, am fost pe aproape. Turi Gabor ne transmite un mesaj de sfârșit. Moni, te iubim, Moni, ești a noastră. Herlo Loredana Răzvan, Academia Broșovski te salută și multă sănătate. La fel. Vă doresc și eu vă iubesc. Și eu vă mulțumesc la amândoi că ați acceptat invitația. Sperăm să ne mai întâlnim mulțumim. Și în alte ocazii, mai ales cu el, la de performanță, Alex, bine? Da. Și vă doresc multă sănătate. Salut-o pe mama ta din partea mea. Mulțumim. Și celor care ne-au urmărit, le mulțumim și le dorim o seară plăcută. Și noi. Multă sănătate. La revedere. La revedere.